După ce a înghițit pastilele, fetei i s-a făcut rău, iar părinții au dus-o imediat la spital în stare gravă. Minodora povestește că părinții au certat-o în repetate rânduri fără motiv și așa a hotărât că este mai bine să își ia viața. Te-ai certat cu părinții? Nu, acum nu, dar săptămâna trecută. De ce? Te-au certat pentru ceva? Nu, da. Au făcut ei altceva. Da. Și tu l-ai supărat? Da. Ce-au făcut? Nu luat de mine, pare și de pandemică. Medicii spun că în momentul de față starea de sănătate a fetei este stabilă. Este o tânără de 16 ani care urma tratament tuberculostatic fiind contact TB și în scop suicidar a ingerat foarte multe tablete tuberculostatice. Acum este bine, a făcut convulsii pe fondul acestei intoxicații destul de grave. Acum s-a reabilitat situația. Când s-a văzut pe patul de spital, fata spune că regretă că a încercat să se omoare.